Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Eu sunt Pau și astăzi reacționăm la Copii contra părinți, episodul 13. Am primit sugestia asta de la voi, vă mulțumesc tare, tare mult. Am înțeles că e cu nebunie, cu scandal, cu astea, ceea ce ne și dorim, asta ne dorim noi așa. Zici că am fost Andreea Marin, hai să dăm mare, mare like și să trecem la treabă. Au! Nu mă așteptam să se audă atât de tare în creierii mei. Nu, că am început bine, adică pe umor suntem super, am început super pozitiv, ne super distrăm. Ăsta-i vagabond, ăsta-i nu vine să cred că ne uităm la în calitate 240. Ăsta-i vagabond, Alex, uitați-vă la el, e sexy. Bă, dar zici că i-au aranjat pe toți din regie, din producție. Nu că asta ar fi regizată, nu este absolut deloc. Tot ce privim aici este 100% real. Păi n-a avut prea bine grijă, că uite, unul a ieșit manelist. Celălalt e ok, e rockeriță, dar ăla a ieșit manelist. A nabi și cel mai frumușel. Nu-i păcat de el, uite cum s-a ales praful de el. Adevărat? Bă, dar ce muți așa cadre? Lasă-mă să mă bucur de omania, să mă bucur de corpul lui de Adonis, că e și frumușel. Discoteci, alea nu-s discoteci. Mă rog, pe vremea aia erau discoteci, a.k.a. cluburile de azi. Dar în cluburi nu se pun manele, unde merge el sunt la deste, la chermese, la petreceri de la Căminul Cultural, la o vânzare de mici, la o prezentare de fuste lungi până... Nu știu unde vreau să ajung cu asta, să revenim. Mi se pare că dacă insist o să ajung într-o zonă, o să ajung într-o zonă rasistă cu gluma asta și nu e bine, așa că hai să ne oprim aici. Îmi plac băieții în al doilea rând, stai, de ce a zis în primul rând? Îmi plac fetele, adică ar fi fost logic, dar urmează al doilea rând, dacă problema e să nu fie vreo trei rânduri, să nu-i placă și animalele sau ceva, că atunci e un pic dubios. Efectiv, dintre cei trei, el e ăla care pare că n-are absolut nicio... Bine, adică ar avea, poate să ajungă traficant de droguri sau vânzător de mici. Adică există niște șanse. Sau vânzător de siduri cu manele. Pe vremea aia mergea bine afacerea, adică... Oh yeah! Bam! Nebunia, nebunia!
Voi vă dați seama că ăștia toți trei sunt luați din familii diferite și aduși aici, că niciunul nu seamănă cu domnul. Gen, mai spală-te, mă, jegoasă, nu-ți lăsa tampoanele pe... Sau ce lucruri, adică ce lucruri n-ar putea să-i zic, acum sincer. Mă scuzați că am fost scârbos. Dar gen, cum adică și-a făcut un iubit? A luat pe cineva, l-a făcut din lut și l-a construit? De asemenea, cum adică și-a făcut un iubit? Are un motor superb, că se referă care an, gen e... Să se referă la motocicletă, nu se referă la ce credeam eu. Eu am crezut că ăsta e un fel de epitet, așa, un fel de metaforă, pentru că atunci când zici de un bărbat care are un motor, adică te... Nu? Nu? Ok. Nu, trebuie să fii super inteligent să-ți aranjezi părul și abia după aia să-ți iei un tricou peste. Că nu se strică. Da, na. E manelist. Păi de n-ai alt tricou, boule. E original, e, se vede pe el că e original. Deci nu știu ce piață e în orașul ăla, dar... Aha, 20 de lei, da. Arată ca fiind original. Dar efectiv, eu nu văd nicio diferență între tricou ăsta și tricou celălalt. Cum adică original? Eu încă tind să cred că el e pe al doilea rând mai intens decât pe primul rând. Dacă vă mai amintiți... Bine, acum eu aș vrea să zic și eu ceva despre cum arată ăla, dacă arată rău sau arată bine, dar atât de rău se vede episodul ăsta încât printre purici ăștia eu nu pot să-mi dau seama ce e acolo. Se vede că e manelist, adică... Ok, și ea se îmbracă la fel de ciudat, dar tind să cred că hainele ei sunt mai scumpe. Eu refuz totuși să cred că e 7 dimineața, la cât de multă lumină e afară și intră în casă pe geamurile. N-are cum să fie asta înainte de școală. Și cine are atât de multă energie dimineața, man?
avalorat. Nu mai valorează. Mie îmi place până acum că tot, deci în mod normal te-ai fi așteptat ca fratele ăla bun să se înțeleagă bine măcar cu unul dintre ei, dar nu se înțelege deloc pentru că ăștia sunt atât de figuranți încât nu există nicio chimie între nimeni. Ceea ce face ca asta să fie și mai interesant. Și ăsta e stresant. Adică dacă nu vrea să mănânce, nu vrea să mănânce, așa e. Exact, adică, man, las-o în pace, că cred că își dă, adică dacă e foame, mănâncă ea. Deci stai, cum îl cheamă? Alois? Alois? Cum? Cum ajungi ca părinte? Cum? De unde-ți vine chestia? Cum ajungi tu ca părinte să-ți numești copilul Alois? De ce? În caz că... Sau poate au venit cu numele ăsta înainte să vadă dacă e băiat sau fată, că e un nume atât de ciudat încât pare unisex. Adică zici Alois, efectiv te poți gândi la orice. Stai un pic. Eu acum mi-am dat seama. Ăsta nu era angajat? Și dacă nu era angajat, cum susține o casă cu 4 persoane? Din ce bani se întreține? Că ăsta mare a zis el la un moment dat că le dă bani, dar ăsta e student. N-ai... Bă, dar e stresat, bă, dar pe bune, vă dați seama că e 7 dimineața și toți vin, ăla cu tricou ăsta, cu mâncarea, ăla, altul cu interviul lui. Bă, pe bune, pe mine mă stresează. Bine, man, hai, duceți-vă odată. Că pe mine m-au stresat deja. Și știi că eu am numai un singur tricou, că ăla e original, eu nu port altele. Adică mai bine n-am haine decât să port ceva fake. Bun. Hai, stai, apar femei. Ce se întâmplă? E negru. Bum! Asta chiar n-are de gând să se îmbrace până la finalul episodului, o să rămână așa? Unde termină interviu? Într-un alt bloc? Dar ce-a dat interviu? Să fie președinte de asociație de bloc? Sau de unde iese?
Aha! Pentru că, atenție, suntem în timpul săptămânii, este dimineață și nici ea nu lucrează! Pe vremea aia 1500 de euro erau ca și cum ar fi acum, nu știu, 2500 de euro, adică man. Vrea să se mute cu ei. Da, și practic ea se spawnează acolo în casă. Deci, copii, ea este... cum o cheamă? Hai să zicem Rodica. Ea este Rodica. De azi o să stea și ea în casa asta. Așa, mega random. Nu, adică e total normal să aduci o femeie în casa copiilor tăi, o femeie nouă, să o lași acolo și tu să pleci. Deci nu e nimic dubios în asta. Părinte adult responsabil. Și bineînțeles, nici ea n-are nimic mai bun de făcut dacă poate efectiv să se mute așa de pe o zi pe alta, pe nu știu ce. Adică și ea pare un adult la fel de responsabil și organizat. O să fie bine. Oh, Da, adevărul e că dacă tu ești un om foarte organizat și pe care se pot baza alții și super ok ca om, ceilalți n-ar fi ca tine, așa-i? Și practic putem să mai adăpostim suflet în acest apartament și stai liniștit, Matei, că merg în cursă, mă mai întorc cu trei femei dimineața. Care unde doarme, până la urmă? Mi se pare totuși că n-aveau neapărat nevoie de această persoană în casa lor. Adică au 17 ani, 18 ani, cam pot să se descurce singuri deja. Ah, că, mă rog, nu se descurcă, dar ar putea. Adică femeia asta nu o să poată să facă nimic în plus. De asta. What the fuck? Dar de ce stă așa goală? Așa dezbrăcată?
Păi de fapt da, că nici ea nu muncea. Și atunci îi convine că să... că bani, de fapt asta era, ok. What the fuck? What the fuck? Ce scârbă! Nu mă așteptam la asta, man. Că părea ca un îngeraj cu o zi înainte. Deci clar e cu el doar pentru bani și o mega prefăcută. Aia o să răgușească. Deci aia dacă mai vorbește 5 minute așa, răgușește clar. Fuck, man! Oh! Nu știu de ce aici mă aștept să se lase cu bătaie. Dar voi observați că ea e îmbrăcată. Ea a dormit efectiv cum a fost îmbrăcată ieri când a ieșit în oraș? Și machiată. Ăștia cred că au tras toate cadrele timp pentru o săptămână de poveste în aceeași zi. Deci asta nebuna asta, isterica asta cere un fel de respect pe care ea nu-l oferă? Stați un pic. Ea e nebună, într-adevăr, dar s-ar putea ca ăștia să aibă nevoie de o nebună. E, cred că doar o nebună ar putea să-i organizeze un pic pe copiii ăștia. E și ea manelist. Ok. Bă, ce a zis? Nu, stai, mamă, stai, stăpână! Adică, frate, so... Bine, ne oprim aici, oameni buni. Chiar sunt curios ce scandal urmează în episodul următor. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Aveți grijă la Matei și la nebuna aia, man. What would you say?